Micuții de la grădinița Bobocei au întreprins o serie de activități dedicate protejării mediului în săptămâna în care s-a sărbătorit Ziua Pământului. Cei mici au plantat flori în curtea grădiniței, au desenat și au folosit diverse materiale reciclabile pentru a realiza colaje dedicate Zilei Internaționale a Pământului. Activitatea preșcolarilor a fost susținută de firma de salubrizare a orașului RR Ecologic, care a continuat astfel campania Sacul Galben. Având în vedere că săptămâna aceasta am sărbat Ziua Pământului, un eveniment important pentru toți, pentru toți oamenii, RR Ecologic a continuat campania de promovare a sacului galben și în grădinița din Micro 3, Bobocei din Micro 3, pentru ca cei mici să știe că deșeurile reciclabile nu trebuie să aruncate la voia întâmplării, nu trebuie să ajungă în depozitele de deșeuri în vederea eliminării, ci trebuie să refolosite, reutilizate, mai ales că acestea sunt făcute din resurse naturale. Copiii au fost receptivi la indicațiile reprezentanților firmei de salubritate, iar la sfârșit au trecut cu bine testul de cunoștințe privind protejarea mediului înconjurător prin folosirea sacului galben. Aceste deșeuri selective trebuie să ajungă pe tipul de sortimente la stația de sortare, unde acolo vor fi trimise către reciclatori după sortarea lor și este un lucru foarte important pentru noi ca să ne ușureze activitatea și ele să meargă unde trebuie. La sfârșitul activității de astăzi, toți cei prezenți au primit materiale de promovare pentru conștientizarea importanței folosirii sacului galben.